Bună seara! Emisiunea Educația, Antreprenoriat și Antreprenoriat Social, un parteneriat Revista Patronatului Român și Camelia Vețelanu, fondator Le Carusel. O emisiune despre educație, cultură, artă și inițiativele antreprenoriale asociate acestor domenii. Astăzi, invitată este artista Elena Otilia. Bună seara, Elena! Bună seara! Mulțumesc că ai acceptat să fii parte din acest proiect. Mulțumesc pentru invitație. Și am să spun foarte pe scurt despre Elena Otilia, că în spatele acestui nume de artist se află Otilia Câmpeanu, care este în același timp poet, dar și jucătoare și pasionată de jocul Go, joc de strategie și de logică. Este pictor și în același timp și arhitect cu experiență. Și am să spun că contextul în care ne întâlnim noi astăzi este faptul că după ce în 2021 Elena Otilia a organizat la Biblioteca Națională a României vernisajul expoziției personale de pictură Inanna, Mister și Mitologie, simultan cu lansarea volumului de poezii Androgin la editura Vremea și lansarea albumului personal de artă, acum se află în pragul unui nou eveniment cu titlul Fragil. Și am să te întreb pe tine, Otilia, despre ce este vorba. Este vorba de un dublu eveniment. Lansarea de carte a volumului numărul 10, cu numărul 10 în cadrul editurii Vremea, intitulat Fragil, și în același timp vernisajul expoziției personale, care poartă aceeași denumire, Fragil. Tematica este o tematică, așa cum spune și titlul, despre fragilitate. Fragilitatea sufletelor, fragilitatea oamenilor, fragilitatea copilului. Oare și fragilitatea sentimentelor? Fragilitatea sentimentelor, da. Și dacă vorbim de eveniment, poți să ne spui un pic ce se va întâmpla în cadrul acestui eveniment? Evenimentul va avea loc la Biblioteca Națională a României, vineri 16 septembrie, între orele 18 și 20. Va fi invitată actrița Crina Matei, care va recita, care va face o lectură din ultimul volum de poezii. De asemenea, va fi prezentă doamna Silvia Colfescu, care este directoarea editurii Vremea. Vreau să menționez faptul că toate volumele mele de poezii, cele 10 de până acum, și al 11-lea, un volum de poezii pentru copii, dedicat copiilor, un volum în care sunt prezente ilustrații personale pentru colorat, sunt apărute toate la editura Vremea în decursul la 10 ani. La eveniment, așa cum mi-am obișnuit pe invitații mei din ultima perioadă, da. În ultima perioadă vor fi o serie de surprize. Vom avea și o tombolă pentru cei care achiziționează cărțile sau albumul de artă cu premii surpriză, nu pot să să le spunem acum. Câte tablouri expui de data asta? Nu știu exact câte vor fi, trebuie să ajung în sală vineri dimineață să le vernisez și în funcție de spațiu și de inspirația de moment. Am un număr de 40 de tablouri pregătite pentru această expoziție pe tematica cărții și pe tematica expoziției, însă nu știu, pentru că este chiar ține de moment și de inspirația din ziua respectivă. Dar dintre tablourile pe care le vei prezenta la acest vernisaj de expoziție de pictură, ne dai voie în avantpremieră să prezentăm câteva imagini? Da, sigur. Audienței, mulțumesc, de-abia aștept ca să le folosim la montaj. Spune-mi, când te-ai întâlnit cu pictura? Păi, acum 11 ani să spun că m-am apucat mai la modul serios de pictură. Până acum cochetam, am avut și niște ore de pictură în cadrul Facultății de Arhitectură. Am fost cam din clasa 1 la un cerc de pictură,
din Râmnicu Vâlcea, orașul în care m-am născut, dar nu am luat-o foarte în serios ca acum. Acum este și un mod de relaxare, este și o terapie. Pot să spun că mi-a adus și ceva venituri, mai puține, dar... Artiștii, în general, au această temă aproape și mi se pare că quasi prezentă. Da. Se îmbină foarte bine cu poezia. Am unele poezii care sunt inspirate de anumite picturi sau am unele picturi pe care le realizez în urma unor poezii. Când ai timp... Una se inspiră pe alta. Da. Când ai timp pentru toate astea, și pictură, și poezie, munca de arhitect știu că este o muncă solicitantă, cum le îmbini? Păi, timpul... Presupun că și familia te solicită. Loc, pe primul loc este familia. Bineînțeles, la muncă nu pot să lipsesc și trebuie să fiu prezentă 8 ore pe zi, obligatoriu. Îmi rămâne weekendul în care sâmbăta sau duminica pictez, de obicei duminica pictez, dar am un program destul de strict, așa, un pic militaresc și încerc să le respect cât mai mult pentru a-mi atinge obiectivele pe care mi le-am propus. Obiectivele mi le propun la început de an, în general, pentru anul următor. Și cum se împacă sistemul ăsta foarte planificat de care vorbești tu, militaresc, cu spiritul poeziei sau cu un spirit de artist plastic? Se împacă bine. Se împacă foarte bine, nu? Se împacă foarte bine, pentru că altfel n-aș avea timp să... Bine, de scris scriu când îmi vine inspirația și când simt nevoia. De regulă noaptea. Da, da, da. Este o perioadă cu mai multe inspirații. Dar nu? Pentru pictură, pentru că este o treabă mai elaborată, chiar am nevoie de timp și de organizare. Că inclusiv orele pe care mi le dedic picturii, încerc să nu fiu deranjată, încerc să mă dedic efectiv acestei activități. Firește, sunt momente în care îmi propun să pictez și nu pot, ori că sunt foarte obosită sau prea obosită, ori că, nu știu, intervine ceva, ori că n-am chef pur și simplu. Da. Dar până acum pot spune că a funcționat programul. Despre poezie, poți să ne spui care sunt, dacă ai, niște teme preferate pe care le abordezi în poemele tale? În principal... Tema, nu pot să spun că e o temă preferată, este o temă care mă inspiră sau un sentiment care mă inspiră. Multe poezii se referă la iubirea pierdută, iubirea ratată, iubirea necâștigată, decepții, dezamăgiri, dar am și poezii sociale cu inspirate din viața de zi cu zi a noastră. Am și poezii pentru copii, pe care cartea care s-a numit Poezii de colorat am tipărit-o la editura Vremea în două ediții, pentru că prima ediție s-a terminat destul de repede. Mă inspiră natura, mă inspiră, nu știu, culoarea. Și care sunt culorile preponderent pe care le folosești? Am observat, dacă există, există și nu cu intenție, am observat și eu că multe lucrări ale mele conțin culoare albastră. Nu este chiar culoarea mea preferată, culoarea mea preferată este lilaul și movul. Dar multe sunt albastre, multe sunt pe galben, multe sunt pe culori mai deschise, mai pastel. Pentru tine, culorile astea despre care mi-ai vorbit au o relevanță dincolo de aspectul lor vizual? Nu. Au o semnificație, nu o conotație? Cred, nu cred, dar dacă e să analizez puțin în profunzime, țin de starea în care sunt în momentul în care pictez. Dacă, nu știu, sunt mai obosită... Bine să pictez cu culori mai intense. Da. Dacă sunt foarte relaxată, folosesc
auriu, albastru. Culori mai calde. Culori mai, nu știu, mai apropiate de culoarea apei. Nu știu de ce. Poate că fiind zodie de apă, da. Mă liniștește culoarea. Și spuneai că abordezi și teme sociale. Temele sociale vin din o nemulțumire față de... Adică este o poezie nu neapărat, angajată sau... Nu neapărat dintr-o nemulțumire, ci mai degrabă din impactul evenimentelor sociale asupra mea. Ca o răbufnire, dorință de a striga... Despre, un sentiment, o... durerea oamenilor sau... Da, da, da. Despre evenimentul de la Biblioteca Națională, 16 septembrie, ora 18, da. Mai sunt locuri, mai acceptați invitați? Invitația este deschisă, poate facem veni un apel de participare? Da. Vă invit să participați, vă aștept cu mare drag, participarea este complet gratuită. Voi avea la eveniment cărțile mele, cele 10 volume. Va fi și tombola de care am spus, pentru cei care achiziționează o carte sau un album. Și o degustare de vin. Și va fi și o degustare de vinuri, da. Tot pentru inspirație, mai ales pentru, da. Pentru artiști. Pentru artiști, să și... se simtă artiști, toți care vin acolo. Să simtă bine. Da. Pe finalul mini-interviului nostru de astăzi, ce așteptări ai de la acest eveniment și de la expoziția de pictură pe care o organizez la Biblioteca Națională? Îmi doresc să participe lumea, îmi doresc să placă tablourile mele privitorului, îmi doresc să citească lumea poeziile mele și de ce nu să se răgăsească. Nu vreau să am așteptări ca să nu am dezamăgiri, dar sper din toată inima să fie alături de mine prietenii care au fost în fiecare an la fiecare lansare și sunt sigură că vor veni. Familia clar e prezentă acolo. E prezentă și susține, da? Da. Da. Și o să mai spunem că informații despre acest eveniment regăsiți atât pe revista patronatului român.ro, cât și pe pagina de social media a revistei, dar și pe pagina de Facebook. Și pe pagina mea de Facebook. Da, care se cheamă? Elena Otilia. Elena Otilia. Oricum găsiți pe revista Patronatului, da. Link direct la sursele de informații. Mulțumesc foarte mult, Elena Otilia. Vom fi împreună pe data de 16. Mulțumesc și eu. Pentru cei care își doresc, dar nu să poată să fie prezenți la eveniment, vom face un reportaj și vom publica secvențe din ceea ce se întâmplă acolo și din ceea ce expui. Mulțumesc frumos pentru invitație și vă aștept la eveniment. O seară bună, la revedere! Seară bună!